Primarul Dominic Friț a dat undă verde construcției noului stadion Arena Eroii Timișoarei din calea Buziașului, semnând autorizația de construcție. Proiectul, în care se implică în mod direct primăria, a ajuns la faza de autorizare, iar proiectanții au finalizat documentele necesare pentru a demara lucrările. Semnătură care mă entuziasmează pentru că e un proiect extraordinar de important pentru Timișoara, pentru viitorul nostru, pentru sportul timișorean. Știți că avem mare, mare nevoie de un stadion și nu mai putem să așteptăm pe stadionul promis de guvern, de Consiliul Județean, și de aceea am decis să facem acest stadion. Puțini oameni au crezut că o să ajungem cu adevărat în acest moment. Mulți politicieni au dat tot felul de promisiuni și de aceea vă pot spune că acest proiect este real. Tot proiectul costă 120 de milioane de lei, deci este considerabil un efort pentru noi toți în următorii 3 ani, dar merită, echipa noastră Poli merită, concertele mari pe care o să le putem ține acolo merită și bineînțeles că fotbalul timișorean și sportul timișorean merită această investiție. Asta este autorizat să reconstruire, semnat și de domnul arhitect șef și aici pun semnătura mea. Trăiască sportul timișorean, facem un stadion! Stadionul va avea o suprafață de peste 9.000 de metri pătrați și va oferi 10.101 locuri pentru spectatori. Pe lângă facilitățile sportive, în zona destinată construcției, va fi amenajat un parc cu loc de joacă și o parcare cu peste 450 de locuri, disponibilă și pentru locuitorii din împrejurimi. Stadionul va fi util nu doar pentru competițiile oficiale de fotbal, ci și pentru antrenamentele echipelor de copii și juniori, având potențialul de a găzdui evenimente și concerte de amploare în perioadele libere de competiții sportive. Termenul de execuție este de 28 de luni de la emiterea ordinului de începere, iar valoarea costurilor de execuție se ridică la 115.000 de lei, fonduri provenite din bugetul local.